Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom asculta câteva cuvinte ale părintelui Arsenie Boca despre bătrânețe. Dumnezeu iartă neștiința, dar viclenia ba, iar omul cu socoteală vicleană e acela care își dă cu voia toată tinerețea dracilor, rămânând ca lui Dumnezeu să-i dea o bătrânețe distrusă. Omul, slăbindu-i puterile, își dă seama că robește vrăjmașului, căci de unde odată pruncii vavilonești erau micuți și lua în glumă, acum s-au făcut bărbați și simte cum îi fură puterile, iar lui, din multa păcătuire, i s-a stins puterea voinței de a se împotrivi. Când avea puterile întregi, n-asculta povața, iar acum când nu le mai are, le-ar întoarce lui Dumnezeu, dar nu le mai are de unde. Toată vigoarea tinereții o dă cui nu trebuie, iar bătrânețea hârbuită umblă să o dea lui Dumnezeu. N-ajungi la o bătrânețe liniștită dacă nu te lupți din tinerețe. Nu mai sunt bătrâni venerabili, adevărate chipuri ale lui Dumnezeu printre oameni. Acestea au fost câteva cuvinte înțelepte ale părintelui Arsenie Boca despre bătrânețe. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!